Doamnelor și domnilor, bun găsit la Jurnalul Știrilor de la Făgăraș. Sunt Olimpia Moga. Un sat întreg din zona Făgărașului a intrat aseară în panică după ce o fetiță în vârstă de 5 ani a fost dată dispărută de unchiul său, care a pierdut-o din ochi preț de câteva minute. Bărbatul din Sebeș a luat nepoțica de mână și a plecat într-un sat învecinat în vizită la niște prieteni. A lăsat-o pe micuță la poartă, i-a dat ceva de mâncare și a spus să-l aștepte că vine imediat. Când a revenit, omul nu a mai găsit fetița care a intrat parcă în pământ. Alertă maximă aseară în satul Mărgineni. Un bărbat a întors un întreg sat pe dos după ce și-a pierdut nepoțica în vârstă de 5 ani cu care plecase într-o vizită la prieteni. Omul a luat fetița de mână și a pornit în plimbare din Sebeș, satul unde locuiesc, spre Mărgineni. Odată ajuns acolo, după cum declară unchiul său, fetița nu a intrat în casă. A vrut să-l aștepte pe banca din apropiere. Era deja întuneric, iar bărbatul nu s-a gândit că fetiței i se poate întâmpla ceva rău. I-a lăsat ceva de mâncare și i-a spus să aștepte cu minte până la venirea lui. Omul spune că nu a întârziat mult, dar fetița nu mai era acolo. Deocamdată îl căutăm, aveți puțitică răbdare că mai avem puțin și îl găsim de câte mi s-a spus. Până la încheierea ediției, echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi și săteni nu au reușit să dea de urma copilului. Au scotocit satul Mărgineni și împrejurimile și au ajuns și până la pădurile din apropiere. Polițiștii atrag încă o dată atenția părinților, bunicilor sau rudelor care au în grijă copii să nu îi lase nesupravegheați în locurile publice sau în zone cu risc de producere accidentelor. 154 de vârstnici din țara Făgărașului primesc la această oră pensii internaționale. Asta înseamnă că în decursul vieții au lucrat în mai multe țări și acum obțin o pensie unitară care s-a format prin cumularea veniturilor din statele în care au muncit. Pensia comunitară este posibilă pentru anii munciți în oricare din statele membre ale Uniunii Europene, dar și pentru alte țări din afara comunității europene cu care România are încheiate acorduri, cum ar fi Elveția, Canada sau Israel. În zona țării Făgărașului s-au stabilit 154 de pensii internaționale. Plata poate fi făcută prin mandat poștal într-un cont din România, asta dacă solicitantul și-a numit un mandatar. Dacă solicitantul are acum un domiciliu în România, deși a lucrat într-o țară din Uniunea Europeană, poate ridica banii personal. De asemenea, persoana în cauză poate să-și deschidă un cont în România, chiar dacă are domiciliul în alt stat. Pensia internațională se solicită din țara în care persoana are domiciliu actual. Aceasta se duce de pildă la Casa de Pensii din Italia sau Germania și cere acordarea pensiei, făcând totodată dovada că a muncit și în alte state. Italia solicită caselor de pensii din România și Germania să certifice stagiul de cotizare al omului și să-i stabilească pensia pentru anii lucrați în cele două țări. Solicitantul nu este pus pe drumuri între casele de pensii ale respectivelor state și totul se face informatizat între aceste instituții. Pensiile stabilite pentru anii munciți în România și Germania se adaugă cuantumului stabilit de statul italian, iar pensia comunitară totală îi este virată solicitantului în contul din Italia. Alimentele comunitare nu sunt pe placul șomerilor făgărășeni, una dintre categoriile sociale ce beneficiază de ajutoarele de la Uniunea Europeană. Dacă nevoiașii orașului, persoane ce primesc ajutor social, au venit să ridice pachetele cu alimente, făgărășenii înregistrați în baza de date a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă nu s-au înghesuit să le preia. Produsele neridicate, mierea și conservele de carne vor fi redistribuite altor categorii sociale. Programul de distribuire a alimentelor comunitare se încheie la sfârșitul acestei luni. Îmbucurător este în opinia reprezentanților Serviciului de Asistență Socială din Făgăraș că față de anii trecuți, mai multe categorii defavorizate ale populației au venit la cantina de ajutor social pentru a primi pachetele cu produse alimentare. 2400 de făgărășeni dintr-un total de aproximativ 3000 de persoane. Programul privind ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană către categoriile defavorizate ale populației se apropie de sfârșit și se va încheia în data de 31 martie. Din numărul total al beneficiarilor, de aproximativ 3000 de persoane, au venit să-și ridice produsele un procent de 80% dintre cetățeni, absența cea mai mare, înregistrându-se la categoria șomeri. Întrucât în stoc mai există alimente, vom proceda începând de săptămâna viitoare la redistribuirea lor către beneficiarii de ajutor social, lista cu aceștia fiind întocmită deja de către Consiliul Județean Brașov.
Serviciul de asistență socială din Făgăraș mai are de distribuit 90 de cutii de miere și 1600 de conserve de carne. În ultimele 4 săptămâni, încă 300 de persoane s-au prezentat să-și ridice alimentele, fie de pe listele inițiale, fie de pe cele de redistribuire. Din datele puse la dispoziție de Serviciul de asistență socială, reiese că până în prezent, pe liste figurează peste 600 de persoane care nu au solicitat acest ajutor comunitar. Aproape 370 de șomeri, 95 de făgărășeni cu dizabilități, 147 de pensionari și 3 beneficiari de ajutor social. Făgărășenii cu venituri mici care nu au intrat până acum posesia pachetelor pot veni până la sfârșitul acestei luni la cantina socială să le solicite. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat și desfășurat în județ acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul importului, producerii, circulației și comercializării alcoolului, tutunului, dar și produselor de panificație. La un magazin alimentar din comuna Mândra, polițiștii făgărășeni au identificat 245 de facturi fiscale, achiziții băuturi alcoolice, tutun și produse de panificație, în valoare totală de 87.092 de lei. Mărfurile au fost comercializate fără a se înregistra în evidențele contabile veniturile realizate. Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. În cadrul acțiunii de control al tutunului, polițiștii au mai verificat 11 agenți economici de pe toată raza județului și au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 17.000 de lei. Au fost confiscate 130 de pachete de țigări fără documente legale de proveniență în valoare totală de 1.560 de lei. Cu ocazia acțiunii privind comercializarea alcoolului, polițiștii au verificat 10 agenți economici de pe raza județului, au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.000 de lei, fiind totodată confiscată cantitatea de 1.630 de litri de alcool în valoare totală de 40.000 de lei, pentru care patronii nu dețineau documente legale de proveniență. Aici punem punct ediției de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale. Vă reamintesc că aveți la dispoziție site-ul impactfăgăraș.ro, la care ne puteți urmări și pe internet. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!